Vă rog, deschideți, fie că aveți Biblia la dumneavoastră, fie că o aveți pe telefon sau pe ce o aveți, vă rog să citim împreună cuvântul acesta. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiurile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua apostului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbria și voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușe? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte spâinea cu cel flămând și aduc în casa ta pe nenorociții fără de post. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiază mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al cărui ape nu seacă. Ai tăi vor de iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și ne dându te la flecării, atunci tu vei putea, te, te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Mesajul în cele aproximativ 30 de minute, am să spun și eu ca și Călina seara, o să fie scurt, cel puțin așa intenționez, și ce vă propun este să facem câteva observații pe textul adevăratului post și apoi în partea a doua o să facem o aplicație care ține de tema acestei zile, și anume misiune. Misiunea mondială. Și chiar să încheiem rugându-ne pentru misionari, pentru cei persecutați pe câmpul de misiune, pentru țările arabe, țările musulmane în care Evanghelia încă n-a pătruns cu putere. Vedeți, în biserica noastră, mesajele datorită darului de învățător pe care fratele Lazar îl are și datorită accentului special pe care dânsul îl pune pe venirea Domnului, lucrul acesta nu este mic și nu este simplu și are, trebuie să aibă repercursiuni mari de tot, dar trebuie să știm un lucru pe care Domnul Isus îl spune în Evanghelia după Matei. Când Evanghelia acest, aceasta împărăției va fi vestită peste tot. Atunci va veni sfârșitul. S-ar putea întâmpla ca privind semnele, privind textele, privind, știu eu, și așteptând să se întâmple unele sau altele, să uităm acest imperativ al evangelizării, al misiunii, Tocmai de aceea, dânsul care înțelege foarte bine să țină lucrurile în echilibru și să, să pună în fața bisericii acest accent, iată că una din zilele de post ale Bisericii Emanuel se ocupă special de misiune, se ocupă special de accentul pe partea uh, misiunii, pe partea misionară. Dar haideți câteva gânduri, n-am să intru, ăsta e un text frumos de tot. O să spun ca de altă dată, dacă ar fi să-l luăm așa, l-am desface în vreo șase luni, joi de joi, adică o dată pe săptămână, probabil că am reușit să-l desfacem, după vreo șase luni l-am desface, ne-am ne uitat puțin în el, Așa că nu-mi propun cine știe ce, să nu vă speriați. Dar pentru că este săptămâna de post și rugăciune, să o cotesc important, foarte important. Și văd aici, dintr-o dată, că Dumnezeu este, acum mergem 700 plus ani înainte de Domnul Hristos, da? Cam acolo se localizează în istorie acest text. Și o să spun așa, vorbim despre evrei, într-un într templu evresc. Și o să iau uh, tensiunea de peste oricare dintre noastre și o să, o să zic că nu vorbesc de noi, nu vorbim de noi. Dar undeva în sufletul nostru Duhul Sfânt va aprinde un, o lumină și va spune... Oare seamănă cu mine, oare seamănă cu tine, oare asta se potrivește, oare asta este adevărat și astăzi, se întâmplă și astăzi? Ce observăm la, de, la bun început? Că Dumnezeu este indignat, adică supărat, asta înseamnă. Îi spune profetului, ieși pe stradă și strigă. Așa ca o trâmbiță să-ți fie glasul, strigă. Și strigă, pur și simplu, dă în vileag, dă pe față păcatele acestui neam, acestui popor, poporul evreu. Și m-am gândit, ce l-a supărat așa tare pe Dumnezeu? Când Dumnezeu ajunge la așa o decizie, trebuie că supărarea e maximă și indignarea asta e când ajunge la culme păcatul. Și am observat două lucruri ce supără pe Dumnezeu foarte tare? Îl supără aceast, acest fariseism, acest fals, această falsitate, zice Dumnezeu. Păi uite de ce, de ce sunt supărat. Sunt supărat pentru că, așa, pe din afară, ei arată foarte bine, evreiește. Vin la mine, mă întreabă, zi de zi vin, parcă ar fi pe vremea pentecostalilor. Umblă înaintea Domnului un antruna, -una. ce spune Domnul, ce mai zice Domnul, ce vorbește Domnul, unde să mergi înaintea Domnului, unde este cineva prin care vorbește Domnul. Așa zice Domnul aici. Zice, umblă zi de zi și mă întreabă care-i voia Domnului, mă întreabă care-i calea la sfințenie, calea la neprihănire. Deci zice, parcă ar împlini neprihănirea asta. Asta e pe din afară. Dar când te uiți pe dinăuntru, e cu totul altceva. Înăuntru, spune Domnul despre acești vrei sunt plin de mânie, sunt plin de ură, sunt plin de, de nervi, sunt plini de, de răzbunare, sunt plin de alte porniri firești păcătoase. Și asta îl supără pe Dumnezeu. Asta este o, o foarte, foarte mare pricină de indignare pentru Domnul. Uitați-vă la text. Când mergeți acasă, luați capitolul și luați-l și, și citiți-l de vreo câteva zeci de ori. Citiți-l de câte ori vă vine gustul citirii. Și o să vedeți că aranjamentul lui sau felul cum e scris, cum e așezat, e foarte important, e foarte sugestiv. Adică ce strigă Profetul aici. Și cei de Dumnezeu să strige și să spună, niciun cuvânt nu e în plus, niciun cuvânt nu e în minus. Și e un aranjament din acesta de, de duete, de triade, de quartete. O să vedeți, grup de câte trei, grup de câte patru, temele sunt așezate așa, în forma asta, în strofele acestea, în aranjamentul acesta. Abia în versetele 11 și 12 găsim ca o avalanșă vreo șapte lucruri care vin ca o abundență în ceea ce promite Dumnezeu, ca apoi din nou textul să se finalizeze cu, cu trei triade, cu câte trei idei. Trei și iar trei și iar trei. O să vedeți lucrul asta, pentru că Evreul, să știți, era educat și era... Se cultiva în mintea lui de, de evreu credincios, ca să fie foarte atent la toate detaliile, la, la fiecare iotă, la semnul acela, vedeți care e pe perete acolo, e ca o iotă. Da? La fiecare element să fie foarte atent evreul. Și ce spune aici textul? La două lucruri mă voi referi, dar foarte pe scurt, să nu vă speriați că nu putem intra în detalii, iar apoi, în partea a doua, Intrăm la partea aplicativă a zilei, și anume misiunea. Primul lucru. E supărat Dumnezeu când pe din afară arăți într-un fel și pe dinăuntru arăți altfel. Asta e foarte grav pentru credincios. Nu numai pentru evreul de atunci, ci și pentru creștinul de azi. E foarte, foarte grav. Dumnezeu încearcă acest dialog cu omul și, și evrei încearcă acest dialog cu Dumnezeu, ei iau întrebările lor în versetul 3, la ce ne folosește să postim, dacă tu nu vezi, la ce, ne, la ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ești seama, și atunci Dumnezeu răspunde și zice, oh, o, să vă spun eu de ce. Pentru că în ziua apostolului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre. Dar pe din afară arătați foarte bine. asta e problema. Pe din afară arătați frumos. Pe din afară zici că sunteți cei mai buni păcăiți, cei mai buni credincioși. Și pe dinăuntru, că Dumnezeu vede și pe dinăuntru, zice acolo noi. Nu sunt, nu sunt simetrie lucrurile astea. Nu sunt concordanță lucrurile acestea. Adică cum ești pe din afară, așa să fii și pe dinăuntru. discrepanța aceasta, contrastul acesta dintre interior și exterior, asta îl supără foarte tare pe Dumnezeu. Știți că spre sfârșitul vremii profetice, legea și profeția au fost până la Ioan, dar știți că e o perioadă acolo de aproximativ 400 de ani, când Dumnezeu ce face? Tace. Credeți că evreii nu și-au ținut sărbătorile? Credeți că evreii nu și-au ținut slujbele și, și posturile și toate adunările lor de sărbătoare? Ba da. Și Dumnezeu tăcea. Pentru că pe Dumnezeu îl supără foarte tare când pe dinăuntru ești într-un fel și pe din afară ești în alt fel. Și postul tocmai asta face. De aceea trebuie să postim. Pentru că în ziua postului suntem băgați acolo la, la rângenul lui Dumnezeu, la, la cabinetul lui Dumnezeu, în atelierul special de lucru al lui Dumnezeu, așa cum mai postul și rugăciunea știe să facă, unde mereu ni se pune, ni se face alignmentul acesta, ni se face concordanța aceasta. Este interiorul meu la fel ca și exteriorul? Ce am eu înăuntru este ceea ce arăt în afară? Sau joc două cărți, două roluri. Cum este? Și după 400 de ani de tăcere, în deșert, în pustiu, se aude un glas. Nu? E glasul lui Ioan Botezătorul. Împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Vine Mesia, vine, pregătește calea, și mulțimile vin și se botează. Și apar niște farisei. Păi farisei erau, erau, ei erau campioni la post și la rugăciune. Și erau teologi bătuciți, bine de tot. Și practicanți la capitolul post, cum spunea Călina seară, posteau de două ori pe săptămână. Sau mai mult. Și Ioan se uită la ei și se uită prin ei și se uită la exteriorul lor și se uită la interiorul lor și ce spune? Să credeți voi că înșelați pe Dumnezeu. Pui de. Wow. Și și alungă, zice plecați. Plecați, îi refuză la botez. Nu-i botează? Ce plecați zice și faceți? Fapte vrednice. Adică să arătați pe dinăuntru cum arătați pe din afară, să fiți la fel. <coughs> Sigur că nu durează mult și îl arestează pe Ioan. Și când tânărul rabin din Nazaretul Galilei se ridică, cu ce mesaj se ridică? S-a împlinit vremea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. La fel predică și Domnul Iisus Hristos. Și vin campioni în post și rugăciune. Și o să aflați, o să vedeți Asta este în Marcu 1 cu 15. Și când apare crema religiei în Matei 23 și apare lista aceea lungă de vaiuri, Domnul Iisus se uită la ei și ce spune? Ce spune? Oh, cuvinte foarte grele spune. Fățarnicilor, nebuni, zice. pe cum se vorbește așa? Orbile, zice ce știți cum arătați voi? Pe din afară. Ca niște morminte văruite. Pe ce farfuria voastră pe din afară arată foarte bine. Dar ce puneți voi în farfurie? E imposibil de mâncat. E stricat. Adică voi nu sunteți pe din afară cum sunteți pe dinăuntru. Asta îți supără pe Dumnezeu. Și al doilea lucru e discrepanța care Contrastul care se realizează între verticală și orizontală. A doua discrepanță, al doilea contrast. Zice, voi nu postiți, cum cere ziua aceea, ca să ajungă rugăciunile voastre sus. Adică le spune așa, zice, e ceva problemă cu verticala voastră. Care e problema? Că doar noi ne luptăm, noi ne străduim, noi respectăm toate alea. Ce Domnul, nu, 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 nu respectați nimic. Și știți cum se verifică verticala, spune Dumnezeu? Simplu. O verificăm pe orizontală. Din nou. Cum e verticala ta, așa trebuie să fie și orizontala ta. Auzi ce postiți ca să vă ciorovăiți să vă certați, să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu poți ști cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Vă ciorovăiți. Știți ce este? este e un cuvânt onomatopeic. Adică, ți aduce aminte că pe acolo, pe la Gălpâia, pe la Hida, pe la Ghireș, pe câmpurile pe lanurile alea de grâu, când, când, se, când se, 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 cera grâu și treceai după aceea pe lângă, ce s-auzea? un cârd de ciori, un cârd de ciori care aveau mult de discutat, mult de povestit. Și zice Domnul Evreilor, zice așa sună rugăciunea voastră, așa sună postul vostru. Sună ca lanul, ca ciorile alea multe în lanul de grâu. Glasul nu se aude sus. Pentru că lipsește orizontala, nu se poate stabili verticală. Astea merg mână în mână. Nu se poate una fără alta. A venit un teolog la Domnul, spune Marcu 12 și l-a întrebat așa, foarte elegant, foarte bine pus la punct cu legea, cu teologia, cu scriptura, a zis, ar să-mi spui mie care e cea mai mare poruncă. Domnul a zis, mai să înțelegi răspunsul la întrebarea asta, dacă nu înțelegi, în primul rând, că Domnul Dumnezeu este unul, singur. Dacă n-ai conceptul ăsta de unitate, de, de uh, ceva organic, ceva legat, adică în interior ești ca și în exterior, pe verticală ești ca și pe orizontală, nimic nu este în conflict, ești transparent total, ești real. Dar zice, tu nu înțelegi, pentru că nici măcar în mintea ta tu nu înțelegi că Dumnezeu este unul singur. Și asta înseamnă că îți trage o verticală și spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată energia ta, cu toată ființa ta. Verticala. După aceea trage orizontala și zice fii atent că se verifică verticala asta cu orizontala și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum vine șocul. Fiți atenți cum zice. Căci nu este altă poruncă singular mai mare decât acestea. Stai puțin. Stai puțin. Cum adică? Nu e o discordanță aici. Păi, dacă, dacă îmi pui la singular, mi le pui pe toate la singular, dacă mi le pui la plural, mi le pui pe toate la plural. Cum, cum sunt ele împreună? Nu zice Domnul, în, în mintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în conceptul lui Dumnezeu de post și rugăciune, verticala e una cu orizontala, e același. Dacă e reală, verticala e reală și orizontală. Dacă e reală, orizontală e reală și verticală. Nu merg una fără alta. Nu este altă poruncă singular mai mare decât acestea, plural. Adică pe acestea două le-au pus împreună și au zis, ăstea omule merg împreună, lucrează amândouă. Oh. Eu zic, pe păi cine mai... Dumnezeu știe ce e în inima mea. Trebuie să mă rog Domnului să-mi dea putere să rapt pe ăsta de lângă mine. Pe ăsta de lângă tine e fratele tău, e sora ta pentru care a murit Hristos și pe care nu ți se cere să-L rămzi, se cere să-L iubești. În Ioan, în unul Ioan găsim tema asta. Citiți unul Ioan, peste tot, peste tot. 2 cu 9, 3 cu 10, 3 cu 14, 15, 3 cu 18, 3 cu 23, 4 cu 7, 4 cu 20, 21, 5 cu 2, 5 cu 16, peste tot. Ioan, știi ce spune? Asta spune, trage o verticală și după aceea trage o orizontală și zice așa. Dacă zice cineva iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Ce se întâmplă după mustrarea asta? Sigur că Dumnezeu vine și cu soluția. 8.21 Vine și cu soluția și zice așa cum le putem pune peste în alignment, cum le putem pune peste în ordine, ca pe din afară să arăți ca pe dinăuntru, ca verticala să-ți fie identică cu orizontala și să fie ok. Cum? Și atunci el nu numai vine cu mustrarea, vine și cu soluția și ce, uite cum. În ziua postului, descoperi în primul rând ce te leagă. De aia cere Domnul post și de -aia e bun postul de e obligatoriu postul, de e necesar postul, de aceea ține de sănătatea noastră duhovnicească, spirituală. Nu o săptămână, ci permanent. Duhul acesta de rugăciune și de post ne ține într-o permanentă alertă, zice Sfântul Petru, zice în a doua epistolă, zice, eu vreau să vă țin mintea sănătoasă, trează! Păi stai puțin, dar da, zice pentru trebuie să vă tot aduc aminte, trebuie să vă tot spun, pentru că încerc prin înștiințări să vă trezesc mintea voastră sănătoasă. Ia auzi. Și postul și rugăciunea tocmai asta face. Și afli, spune textul nostru, în versetul 6, găsim un quartet, găsim patru lucruri. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc. de te bagă Domnul în post. Că acolo descoperi ce te leagă. Cum ar fi să postim fără telefon? Ce ziceți? O săptămână de post fără Facebook, fără, fără iPhone, fără, știu eu, jucăriile astea care mereu... Iar îl scot, iar... Nu, nu, nu mi-a scris nimeni. bag înapoi. Da. După 30 de secunde numai mă trezesc cu mâna. Oh, uite, nu, nu mi-a scris nimeni încă. Nu, 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 nu mi-a răspuns băiatul la textul care l am trimis. Dar deja intrăm într-un soi de automatism, într-un soi de obișnuință, într-un soi... Și mi-aduc aminte de copilul ăla din armată sau din, din școala profesională care în, în salopeta lui de mecanic auto avea un bilețel. Și făcând practică sau făcând orele de studiu, știi ce făcea? Băga mâna în buzunar și scotea și zicea Iosua 1 cu 8, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta cu geta supraize și noapte. Și atunci Ideea era să înveți un verset pe zi. Acum nu mai învățăm nici măcar un verset pe săptămână. Da? Cu asta ne ținea mintea trează prin înștiințări, prin post, prin rugăciune. Oricum, acolo în post afli ce te leagă. Primul lucru. Cu siguranță că în zilele acestea de post și rugăciune. Dumnezeu va vorbi fiecăruia dintre noi și va spune: Asta te leagă? Poți trăi fără cafea? Poți trăi fără pâine? Poți trăi fără Coca-Cola? Poți trăi fără steak? Poți trăi fără ciocolată? Poți trăi fără televizor? Poți trăi? Și trebuie să ajung să spun: Da, Doamne, pot trăi fără orice. Singurul lucru care, fără, care nu pot trăi ești tu. Ești tu, Doamne. Da, dar trebuie să-l dezlegi pe fratele, trebuie să termin cu cior, sunetul ăla de ciorovăit, trebuie să termin cu bârfa, trebuie să termin, trebuie să dezlegi, trebuie să zdrobești, trebuie să... Aoleu! Și te bagă acolo, ca să vezi. Apoi, al doilea lucru, în ziua de post descoperi că ceea ce ai primit tu pe verticală, trebuie să răspândești, să dăruiești. Descoperi puterea și fericirea de a da, de a binecuvânta, de a face ceva. Împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociții fără de post. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Ne sună cineva, nu câteva zile în urmă și zice, N-am unde să stau, n-am unde să. Trebuia să mă mut, dar cel la care, care a zis că mă primește nu mă mai primește. Puteți să mă primiți la voi o săptămână și pentru noi era tare incomod pentru că aveam alte planuri, așteptam alte, așteptam pe altcineva sau. Știți cum e când ești bunic, mai aștepți un pic de pauză. Și i-am spus să ție, zic, lasă să vină, că cine știe de ce ne încearcă Dumnezeu și cum vrea Dumnezeu să ne încerce, să vină. O săptămână nu-i mult, să vină să stea. A venit și a stat o zi, a venit și a stat a doua zi, și a treia zi a zis, am primit un telefon, trebuie să plec. Trebuie să plec, că mi s-a rezolvat problema în altă parte. Și-a plecat. Și-am zis, nici măcar... Dar l-am primit cu toată dragostea, cu toată bucuria. Cât am, cât am, fost noi capabili, siguri, în Domnul. Și a plecat. Și am spus soție, vezi că nici măcar nu, nu ne-a testat Domnul prea mult. Și când a plecat a doua zi, exact a doua zi, sună sună Ora patru Joi după amiază sună soneria, mergem să deschidem. Fica noastră, Ana Maria, primise un e-mail din Italia și zice, fica noastră de acolo, Adina, zice, vezi că vin doi misionari din, din, Italia, din Italia, zice, să mergi să iei de la aeroport și îi trimite niște poze cu misionari și îi spune, zice, dar cum o să-i cunosc? Uite aici niște poze cu niște misionari din, de acolo și zice, dar totuși cum o să... Cum o să zice, vezi că el e mai înalt așa. Și când s-a dus la aeroport, cine credeți că era? Era tocmai copiii noștri. Tocmai copiii noștri erau. Care au venit și sunt cu noi pentru câteva zile. Dar trebuie să... să să îți împarți pâinea, trebuie să, să aduci în casa ta pe nenorociți, trebuie să, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, întoarce spatele semenului tău și apoi al treilea lucru și ultimul. Cinci minute ne ocupăm de partea aplicativă. Al treilea lucru, o să observați în text, este un lucru extraordinar. Și anume, dispare discrepanța, dispare contrastul. Și Dumnezeu începe cvartetele, de dacă atunci, dacă atunci, dacă atunci. Oh, se restaurează principiul promisiune împlinire sau principiul cauză-efect. Dacă faci asta, eu voi face asta. Deci s ai pus în ordine exteriorul cu interiorul, ți-ai pus în ordine verticala cu orizontala, acum se restaurează principiul cauză-efect. Tu faci partea ta și Dumnezeu face partea lui. Și curge binecuvântarea, și se restaurează țara, și se construiesc podurile, și se fac legăturile, și se vindecă rănile vechi, și se rezolvă o grămadă de lucruri. Pentru că se restaurează principiul acesta: că tu faci ce spune Dumnezeu să faci, și Dumnezeu face partea lui care a promis-o, abia apucă să o facă. La capitolul misiune, e un singur text la care o să vă fac atenție. E un text în fapte, în capitolul, capitolul 13. Cineva care a vrut să-și bată puțin joc de misionare și de atâta, ce atâta misiune, ce atâta asta, m-a întrebat odată, eram undeva într-un stat pe la mijlocul Americii, nu vă spun unde, și a zis, frate Dorin, să-mi arăți unde este în Biblie scris misiune. Că numai securiștii și trimiteau oamenii în misiune, numai... Comuniștii trimiteau oameni în misiune. Unde scrie în Biblie misiune? Uite aici, uite, să-mi arăți. Și am spus, frate, eu te întreb o întrebare și apoi îți dau și un răspuns. Unde scrie în Biblie Sfânta Trăime? Nicăieri. Nicăieri nu scrie cuvântul Trăime sau Trinitate sau Sfânta Trăime. Cu toate astea, niciunul dintre noi nu avem probleme și nu avem niciun fel de dificultate să știm că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar zic, cuvântul misiune este acolo, numai că dumneata nu-l vezi. Știi unde este? E plin. E plin cartea faptelor și epistolele, e plin de cuvântul misiune. Știi unde? Ce înseamnă apostol? Apostol. Ce înseamnă cuvântul apostol? Trimis. Trimis. Lucrarea apostolică e lucrarea misionară. Două lucruri, dacă îmi permiteți, 8 și 31, la și 35 termin. E ok? Da? E ok? Precis termin. Dacă nu îmi face semn și mă opresc în mijlocul frazei. Um. Numai două lucruri vă fac atenți, după aceea ne gândim în drum spre casă. Zice acolo așa în capitolul 11, zice în timp ce veneau de la se împrășteaseră cu cu prigonirea lui Ștefan evrei mergeau peste tot, se împrășteau, dar e o mențiune foarte dubioasă și interesantă. Zice pe oriunde mergeau Spune în Fapte 11, predicau Evanghelia numai evreilor. Wow. Dar zice erau printre ei niște oameni din Cipru, niște credincioși din Cipru și din Cirena. Cirena este localitate în Libia de astăzi, în nordul Africii. Zice, ăștia nu s-au luat după. Mintea îngustă a celor mulți, și aceștia au vorbit și grecilor. Și ce mulți greci au primit pe Domnul. Și asta zice se întâmpla în Antiohia. Și așa mare a fost trezirea, și așa mare a fost mișcarea din Antiohia, între neamuri, că frații de la Ierusalim au trimis acolo pe Barnaba. Barnaba, niciuna, nici alta, când a văzut lucrarea, când a văzut trezirea. A zis eu: Știu de cine e nevoie aici. Unul care de la convertire a primit cuvântul că este apostol al Neamurilor și că va suferi pentru asta. Mă duc după el. Și s-a dus în Tars să-l aducă pe Saul. Și un an de zile au stat acolo. Și acum, fiți, vă rog, atenți. Suntem în capitolul 13. Cât mai am? Două minute. Și zice așa. Erau cinci. Pe prima, primul pe listă e Barnaba, ultimul pe listă e Saul. Apoi e Simon, apoi e Luciu, apoi e Manaen. Sunt cinci. Știți ce spune despre ei? Zice, erau acolo în Antiohia niște profeți și învățători. Fiți, vă rog, atenți. Ce făceau ei? Posteau și se rugau. Și în timp ce posteau și se rugau, Duhul Sfânt a venit la ei și ce le-a spus? Puneți-mi deoparte doi misionari, doi apostoli pe care am să-i trimit. Am să-i trimit în misiune. Asta înseamnă misiune. Am apostoli, fac, îi fac apostoli. Adică nu înseamnă că are coroană de apostol. Nu, e trimis. Asta înseamnă. Și cum i-au pus deoparte? Și ce spune acolo? Zice, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și iau lăsat să meargă. Și apoi spune, zice, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât în insula Paf, s-au dus uh, în, în prima misiune. Observați ce crucial moment a fost pentru, pentru misiunea mondială, pentru misiunea bisericii, post și rugăciune. Glasul Duhului Sfânt, ne ridicăm și noi înainte, Domnule, acum și cu post și rugăciune pe cei pe care biserica i-a trimis. Dacă nu primiți newsletterul de la Cameron Wilson, ar trebui să-l primiți, să vedeți zeci și zeci de copii de-ai noștri, de tineri de-ai noștri, majoritatea fete, mai puțin băieți și chiar multe, multe familii, soț soție, sunt misionari în Uganda, în India, în Afganistan, în Kosovo, în Turcia, în temiri unde. Alții se duc să facă bani în Spania, să facă bani în Londra, să-și construiască vilă în țară. Să... Nu că ar fi rău asta, să nu mă înțelegeți. Și alții spun nu. Am stat în poșt în rugăciune și Domnul mi-a zis, pune-te deoparte pentru lucrarea la care vreau să te trimit. Asta înseamnă lucrarea apostolică, lucrare misionară. Pentru familia Mitrea din, 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 Ierusalim, din, din, Israel, pentru acești mulți misionari, pentru lucrarea în care ești implicat cu post, cu rugăciune, cu banii dumitale, cu, cu prezența, cu lucrarea care o faci. Acum chiar termin, asta e ultima, ultimul lucru care îl spun și apoi intrăm în rugăciune. Și ne rugăm. Ne rugăm în două direcții. Ne rugăm cum stăm cu interiorul, dacă e la fel ca și exteriorul, cum stăm cu verticala, dacă e la fel ca orizontala, și apoi ne rugăm cu accent misionar. Pentru acel misionar, pentru acea țară, pentru acea lucrare de misiune pentru care ne rugăm. Dar înainte, încă 30 de secunde la începutul anilor 70 în Oradea am fost parte din acea mișcare de trezire în Biserica Baptistă fratele Liviu Olah care a venit și a păstorit aici și în ultimii ani de viață a fost păstor în Lahabra Biserica Betania avea o vorbă spunea așa, cine nu misionează demisionează cine nu misionează demisionează. A fi creștin înseamnă a fi misionar. Poate în casa ta, poate la școală, poate la serviciu, poate în urbea dumitale, adică în ograda dumitale, poate că ai și în România, poate ai și în Moldova, nu știu unde ai, dar oricum trebuie să avem o gândire și o, o concepere. Când, când m-am dus în Uganda, am fost impresionat de frați bătrâni care au venit la mine și mi-au dat 20 de dolari și mi-au dat 100 de dolari. Un frate bătrân a venit și mi-a dat 500 de dolari și a spus du acolo la săracii din Africa. du acolo. du acolo. Așa au înțeles ei să facă misiune. Pentru că cine nu misionează, demisionează. Haideți să ne rugăm și în special ne rugăm pentru misionari. Mulți sunt bolnavi, mulți sunt lipsiți de bani, mulți sunt lipsiți de suport uh, emoțional, spiritual, mulți sunt, sunt ocoliți de păstorii locali, de bisericile locale care, care nu înțeleg ce vor ei, ce fac ei cei de acasă nu-i mai susțin, le-au promis, nu se țin de promisiune, sunt necăjiți, sunt încercați, sunt ispitiți să abandoneze, nu văd rezultate, e greu, e foarte greu. Haideți să ne rugăm pentru ei. Ne rugăm împreună.